rugăciunii. Rugăciune, rugăciune, taine și mister ascuns pentru mulți ce li se pare că sunt copii de lui Iisus. Rugăciune, rugăciune, ce mulți azi vorbesc de tine, însă ce puțin sunt aceia care știu ce e rugăciunea. Rugăciunea e hrană vie, însă pentru cei ce-s vii, pentru cei ce n-au lor viață, ei sunt niște mărturii. Fraților, ca un cu simțuri și ca un răscumpărat, aș dori să împărtășim ceva foarte important. După cum în trupul acesta fără aer nu trăim, tot astfel și în Duhul nostru, fără Dumnezeu, murim. Hrana pentru trup cu aer se produce când inspiri și acest aer scoate afară bioxidul când expiri. Aerul oxigenează sângele din organism și tot el, prin alveole, scoate toxicul emis. Dacă mecanismul acesta nu funcționează bine, simți că trupul se sufocă, fiindcă toxicul e în tine. Tot astfel și rugăciunea este sursa ce hrănește sufletul și duh de viață care în trup el locuiește. Dar când rugăciunea noastră nu funcționează bine, sufletul e în alertă și mereu tot în suspine. Sufletul e viața noastră și produs dumnezeiesc și pe el îl poți hrăni doar cu cei duhovnicesc. Sufletul atunci se încarcă cu putere și credință când îl simți pe Duhul Sfânt cercetând a ta ființă. De aceea rugăciunea e un tezaur și e ascuns, dar îl descoperi doar atunci când averea ta Iisus. Când ești dependent în totul numai de dumnezeire și când ești un răstignit pentru propria ta fire. Rugăciunea este firul direct cu stăpânul tău și stăpânul ține minte, nu e om, e Dumnezeu. El cunoaște sentimentul, scopul pentru cel cer, el cunoaște tot adâncul și ascuns ca un mister și în raport de dăruire și de a ta sinceritate și în raport de conținut și de a ta maturitate de a ajunge la o hrană care simți că te hrănește, de a ajunge la izvorul care în duh te răcurește. Altfel poți să stai, drag frate, cât vei vrea în rugăciune. Dacă nu ești despărțit de tot ce-i deșertăciune, dacă amesteci conținutul celui sfânt cu cel umesc, dacă ești cu două fețe ca să par duhovnicesc, dacă nu știi ce înseamnă prăbușire pe deplin înaintea celui veșnic care este sfânt, sublim, dacă nu scoți idolașii la care mereu te închini, n-ai să ajungi la părtășia pentru care tu suspini. Ai să faci o rugăciune, dar așa, de suprafață, nu o rugăciune adâncă, profundă, ca să simți că îți dă viață. Din potrivă, poți ajunge la o stare și mai rea. Și atunci și să vrei, n-ai să te mai poți ruga. De aceea rugăciunea are un timp și vremea ei și are și o valoare, frații mei. Iar și atinge apogeul când trăim neprihănirea, când iubim pe Salvatorul, când iubim dumnezeirea, când iubirea cea frățească arde în noi ca și un jar, când tânjim după Iisus și după cerescul har, când trăim în unitate și într-o sfântă umilință, când în noi și în viața noastră e o reală pocăință. Atunci știi cum arde focul? Știi cum vasul locotește? Știi cum simți pe Duhul Sfânt, cum în toate te întărește? Știi cum pleacă atunci frica și în loc vine credința și credința te ridică și îți aduce biruința? Boala nu te mai înfrică orice lume ar purta, căci Iisus, eternul doctor, poate doar vindeca. Și de-o fi îngăduită să ne treacă prin cuptor, acceptăm cu bucurie căci Iisus e în ajutor. De aceea rugăciunea e profundă, crucială și în drum spre veșnicie, ea e foarte necesară. Cine și-a săpat fântâna în pridvorul înțelepciunii, cine a cunoscut adâncul și fiorul rugăciunii, cine și-a umplut paharul pe genunchiul lacrimi sfinte, cine a prețuit în viață ale Domnului cuvinte, o asemenea ființă nu mai umblă după bani, după grade, după glorie, după gustul de ciolan. Nu te mai încântă atunci niciun trai, ci întregător, te încântă brațul tare a celui ce-i salvator. Caut să rămâi oriunde într-o sfântă
sfântă părtășie cu Iisus și cu a Lui și aici, ca în veșnicie. Iar de simți că părtășia se ciuntește uneori, lupți ca un erou pe frontul să-i dea dușa ei valori. Asta este rugăciunea și a ei maturitate, pocăință, curăție, dragoste și bunătate. Ele sunt surori de cruce sub cerească înțelepciune și a lor hrană consistentă e profunda rugăciune. Doamne, suntem încă în trup de carne, suntem încă din țărână, dar vrem ca slava Ta cerească peste noi ca să rămână. Vrem ca să rămânem sub ocrotirea brațului Tău ocrotitor. Te chemăm în viața noastră ca stăpân și salvator. Vrem cu Tine veșnicia, vrem cu Tine și aici, vrem să fim eroi vremii, fă-ne Tu un duh voinici, dă-ne înțelepciunea din belșugul Tău divin, să fim gata, Doamne, de a Te întâmpina. Amin. Amin.